Salut la Foc. Și am prezența președintelui Partidului Național Liberal, Dumitru Prima. Și Dumitru unii poate se întreabă de ce sunt prezent aici. Alții poate sunt nelăbuiți. Domnul Roșu. Într-un moment de dezbinare națională, într-un moment în care conducerea acestui stat a sărit rău în sufletul oamenilor, eu cred că un gest de normalitate este prezența mea aici și să căutăm împreună mai degrabă acele lucruri care ne unesc decât cele care ne despart. N-am să mă refer la această carte, pentru care îi felicit în mod deosebit pe autor, felicit și organizația Partidului Național Liberal, dar vreau să-i felicit pe destoinicii primari liberali care urmează săvenilor care au realizat lucruri de importanță pentru această comunitate. Vreau să spun domnului Valerian Mozganian că ceea ce au făcut săvenii în perioada în care liberalii au deținut gestiunea acestei comunități, ulterior, din 1990 până astăzi, toate lucrurile care s-au realizat în comunitatea de Vestul Dragia sunt legate de numele social-democraților și parțial care liberale. Domnilor și domnilor, a ne aduce aminte un lucru foarte important pentru înaintașii noștri.